Bună ziua! Bucuroși de oaspeți! Doamna Valentina, venim la dumneavoastră cu o deosebită plăcere și cu un la mulți ani, căci anume astăzi vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Astăzi chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și au trimis aici pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă nu ne rămâne decât să vă dorim multă, multă sănătate, fericire, să fiți întotdeauna înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajma dumneavoastră și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Și cu părere de rău, noi, muritorii de rând, nu avem putere să dăm zile vieții, de aceea dumneavoastră vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie chiar mai frumoasă ca aceasta de azi, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți cine a solicitat felicitarea? Mă gândesc, da? Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Aceste flori minunate sunt doar pentru dumneavoastră. Și iată și acea persoană care vine la dumneavoastră cu o felicitare. O pun așa. Și sigur că avem și un mesaj. Scumpa mea, azi este o zi specială pentru mine, deoarece este ziua ta, dragă bunicuță. Îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemn pentru mine. Pe parcursul anilor, soarta ți-a oferit foarte multe obstacole și încercări grele, dar ai putut să le înfrunți pe toate. Ești o ființă dumnezeiască. Mulțumesc pentru toate sfaturile frumoase și bune pe care ne le-ai dat. Mulțumesc pentru faptul cum m-ai învățat să fiu eu. Vin cu o sinceră plecăciune și cu un sărut al mâinilor tale muncite și obosite pentru a-mi face zilele mai bune și mai frumoase mie. Îți sunt recunoscătoare că mi-ai oferit umerul tău să plâng atunci când mă simțeam doborâtă. O parte din inima ta și din mintea ta m-a ajutat atunci când mă purtam nebunește. Mâna ta m-a ajutat să merg mai departe, iar inima mi-a vindecat toate rănile. Îți mulțumesc că mă iubești necondiționat, că m-ai oferit acei ani de copilărie cu multă dragoste și mi-ai dăruit tot sprijinul tău atunci când am avut nevoie. Să știi că mi-ești zvorul puterii și hrana sufletului meu. În această zi frumoasă vin cu sincere felicitări, dorindu-ți multă, multă sănătate. Fie ca bunul Dumnezeu să te ocrotească cu puterea lui nemărginită, să fii fericită și să te menții același om, frumos, iubitor, armonios și echilibrat, așa cum te știu eu. Să fii fericită și întotdeauna însoțită de cei care merită să te iubească. Să ții minte mereu că mi-ai fost, îmi ești și vei fi cea mai scumpă bunicuță. Îmi cer iertare că în așa o zi importantă nu sunt lângă tine, dar cu sufletul și gândurile sunt aproape. Te iubesc enorm! Cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine nepoata Ionela din Belgia. Felicitări dumneavoastră! Mulțumesc! Doamna Valentina! Cred că prin intermediul nostru este și ea, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj. Îi mulțumesc frumos! O iubesc tare mult, poate mai mult decât copiii mei. E ultima care s-a dus la mine. Mă bucur că n-a sufăr, că era mai puternic ca băieț care i-am avut nepoței. Și-ai mulțumesc lui Dumnezeu că o am, o nepoțică deșteaptă, frumoasă pentru mine, că-i bunica eu și ei nepoțica mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru așa cadou care mi-a dăruit în viață, copii sănătoși și nepoți sănătoși. Mulțumesc frumos și să-i dea Domnul sănătate, să o păzească și să o miluiască Domnul cu cele bune, îndreptată la drum drept. Mulțumesc frumos și mami că o duce mai departe cu dreptate și cu învățături drepte. Mulțumesc frumos!
Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste. La mulți ani, doamnă Valentina! Mulțumesc.